În perioada 30-31 august, Comuna Zvinița, situată în pitorasca zona clisurii Dunării, va găzdui Festivalul Smochinelor, o manifestare culturală și gastronomică unică în România, organizată de Primăria Comunei Zvinița în parteneriat cu Uniunea Sârbilor din România. Festivalul promite să ofere participanților o experiență de neuitat, cu degustări de smochine și produse derivate, dar și spectacole artistice susținute de formații renumite din România și Serbia. În inima pitoreștii zone clisura Dunării, Comuna Zvinița se transformă timp de două zile într-un veritabil rai al degustătorilor. Vizitatorii vor avea ocazia să savureze cele mai dulci smochine proaspăt colese din livezile localnicilor, alături de o varietate de produse delicioase obținute din aceste fructe, dulcețuri, gemuri, siropuri și chiar vinuri de smochine. Pe lângă deliciile culinare, festivalul include și târguri de meșteșuguri tradiționale, acolo unde localnicii își expun cu mândrie creațiile. Festivalul nu se limitează doar la gastronomie. Programul cultural este la fel de bogat, oferind spectacole susținute de formații artistice și artiști renumiți atât în România, dar și în Serbia. Concertele și dansurile tradiționale vor aduce pe scenă folclorul autentic din cele două țări, oferind publicului momente de neuitat. Până să ajungeți la Zvinița, veți fi încântați de peisajele spectaculoase ale clisurii Dunării. Dunărea, care separă munții Carpați de munții Balcani, creează un decor parcă desprins din basme, cu ape limpezi și peisaje montane impresionante. Această călătorie oferă nu doar o ocazie de relaxare, ci și una de a explora una dintre cele mai frumoase regiuni ale României. Comuna Zvinița, situată în centrul acestei zone de poveste, este locuită de oameni deosebiți, ospitalieri și mândri de tradițiile lor. Atmosfera caldă și primitoare a localnicilor, combinată cu frumusețea naturală a locului, creează o experiență autentică și memorabilă pentru toți cei care participă la acest festival. Primarul Comunei Zvinița, Nicolae Curici, și Uniunea Sârbilor din România vă așteaptă cu brațele deschise la Festivalul Smochinelor 2024, un eveniment care promite să fie nu doar o sărbătoare a gusturilor, ci și o celebrare a culturii și tradițiilor, care unesc comunitățile de pe cele două maluri ale Dunării. Nu ratați această ocazie unică de a descoperi frumusețea locurilor și bunătatea oamenilor din Zvinița.